Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Iisus atrage atenția nu doar asupra unui anticrist, ci asupra anticriștilor care acționează în decursul a mii de ani și aduc mai mult rău decât acel anticrist care va veni la sfârșitul vremurilor. Aceștia formează armata anticriștilor, în baza cărora va veni anticristul principal, pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl va nimici prin arătarea venirii sale. Cine este anticristul? Este cel care se ridică împotriva lui Hristos, împotriva creștinilor și a locului lui Hristos și a lui Dumnezeu. De aceea, în lume există o mulțime de falsuri. Mulți încearcă să demonstreze că ei sunt de la Dumnezeu și că sunt cu Dumnezeu. Însă acolo nu este nici Dumnezeu, nici dragoste, nici adevăr. Apostolul Pavel avertiza încă biserica primară că Duhul lui Antichrist este deja în acțiune și numai biserica îl oprește și nu îl lasă să se manifeste înainte de vreme. Apostolul Ioan dădea învățătură cum să fie deosebiți anticriștii. Anticriștii sunt cei care au ieșit din biserică. Ei au fost în biserici, dar au neglijat biserica și copiii lui Dumnezeu. Oamenii care au plecat din biserică nu îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt în întuneric, în rătăcire și sunt morți spiritual. Anticriștii neglijează apostolii lui Hristos, epistolele și învățăturile lor. Apostolii sunt temelia bisericii. Avem legătura cu Hristos și Dumnezeu prin apostoli. Anticriștii îl înlocuiesc pe Hristos. Numindu-se biserică, unii se țin de curvie, alții de avuție, alții de închinare la idol și de alte păcate, în locul sfințeniei și curățirii lui Dumnezeu. Anticriștii se ridică împotriva trupului lui Hristos, iar trupul lui Hristos este în biserica sa, copiii săi. Anticriștii aduc dezbinare în biserică și nu învățătura lui Hristos. Cei care aduc dezbinare nu îi slujesc Domnului nostru Iisus Hristos. Și oamenii spun, a, nu vreau, pastorul este la fel ca și Dumnezeu din rai. Mai bine să mănânc din celălalt pom. Acolo tot se vorbește ceva din Biblie, sunt slove din Biblie. Da, sunt. Acești învățători vorbesc și din Biblie. Ei spun, totul trebuie să fie aleluia. Eu îți spun, este o minciună. De ce? 2 Timotei 4 cu 2. Pavel îl învață pe Timotei. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Atunci când asculți asemenea propovăduitori ai slovei, ei povestesc. Vei reuși totul. Totul va fi aleluia. Și acolo pastorii nu interpretează Biblia corect. Și acolo interpretează greșit. Și acolo este greșit. Și nu trebuie să te răstignești. Și nu trebuie să lupți până la sânge. Și Dumnezeu acoperă totul. Și așa mai departe. Și totul de genul acesta. Dacă vei lua orice epistolă, fie Evanghelie, fie epistolă, ce poți vedea? În epistole putem să luăm și a lui Pavel, pentru că a scris cele mai multe. Dar putem să luăm orice epistolă. Ce poți să vezi? Acolo sunt și încurajări. Dar în afara acestor lucruri, acolo sunt și mustrări, observații, îndemnuri. Dar slova nu va vorbi despre aceste lucruri. Înțelegeți? Ea va perverti și va spune doar, ești fiul lui Dumnezeu, ești fiica lui Dumnezeu, poți totul, vei reuși totul, totul îți este iertat, trăiești după har, Dumnezeu este dragoste, totul este aleluia, pastorul este un legalist și un religios. Ați fost înșelați. Ce a spus Iisus fariseilor? Aveți probleme, ați pervertit cuvântul lui Dumnezeu, nu veți moșteni împărăția. Ce spune Iisus în Apocalipsă, ultimele cuvinte? Cine va adăuga sau va scădea, ce se va întâmpla? La acela Dumnezeu va adăuga ceva, va adăuga blesteme sau va scădea viața veșnică. De ce? Pentru că există pervertire. De aceea, Pavel spunea în toate epistolele,
Și Iisus spunea să nu pervertim cuvântul lui Dumnezeu, să nu scoatem din context. Dar unii scot sau interpretează că atunci când oamenii îi ascultă, se simt sfinți și sunt gata să trimită bani unui asemenea predicator și la capătul lumii. Am ascultat, nu mai am nevoie nici de biserică, nici de acel pastor care în realitate m-a găsit, m-a scos din gunoi, biserica s-a rugat pentru mine, m-a spălat, dar pe urmă a apărut el. Eu sunt sfânt. Doar că viața trece. Și în afară de moarte și blesteme nu are nimic. M-a auzit cineva? Puteți să vă uitați la orice epistolă, orice evanghelie și veți vedea. Așa că el spune, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Amin. Și acest lucru este foarte important. Apostolul Pavel spunea, pentru ce a fost prigonit? Pentru ce a fost prigonit? Pentru că el spunea, cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Amin? Pentru ce a fost el prigonit? Pentru că propovăduia crucea lui Hristos. El spune, noi trebuie să ne răstignim. Amin? Dacă în prima epistolă am văzut că el avertizează și spune, ce va fi dacă ne-am îndepărtat? Anatema. Dacă neglijăm cuvântul și nu propovăduim lucruri corecte.